Cele două mari străzi din Buzău, Bulevardul Industriilor și Transilvaniei, au ajuns la un pas de finalizare. Dacă pe Industriilor a început turnarea celui de-al treilea strat de asfalt, pe Transilvaniei această operațiune s-a făcut deja. Bineînțeles, mai sunt câteva lucrări de executat în zona cuprinsă între strada Penteleu și Bulevardul Unirii. Mă refer aici la zona cunoscută a magazinelor Sătești, unde vom avea și o resistematizare, să-i spunem, a accesului pe strada Crinului și celelalte străzi limitrofe, un fel de sengiratoriu, să-i spunem, care spunem noi că va contribui la fluidizarea traficului în zonă. Dacă la calea rutieră mai sunt de finisat doar unele zone destul de mici ca suprafață, lucrul la trotoare și la pistele de biciclete va continua și în această iarnă, atât timp cât vremea va fi favorabilă. Dacă drumarii s-au grăbit să toarne și ultimul strat de asfalt pe carosabil, trotoarele vor fi pavate, așa că lucrul va continua și dacă temperaturile vor fi mai scăzute. În același timp se vor construi adăposturi în stațiile de autobuz și va începe pregătirea pentru asfaltare pe străzile laterale cu Transilvaniei. Va mai fi refăcut giratoriul de la intersecția cu Bulevardul Titulescu sau va fi folosită o altă soluție pentru fluidizarea traficului auto din zonă. Sensul giratoriu de la Bulevardul Titulescu va rămâne funcțional încă o perioadă până la implementarea sistemului de management inteligent al traficului. Așa cum știți, sistemul de management inteligent va fi implementat în municipiul Buzău. Deocamdată suntem în etapa de proiectare, a fost desemnat câștigătorul licitației, iar zona respectivă va fi semaforizată odată cu implementarea acestui sistem. Mai rămâne de amenajat și sensul giratoriu de la Clubul Polițiștilor și scoarul care delimitează sensurile de mers. Totul intră în cadrul proiectului cu finanțare europeană, inclusiv reabilitarea spațiilor verzi. Probabil, pentru că deja suntem în luna noiembrie, probabil din primăvară vor fi realizate aceste lucrări la spațiile verzi. Deocamdată se concentrează pe finalizarea lucrărilor la carosabil și trotuare. Aici va interveni probabil o firmă specializată care va planta arbuști și flori pentru a înfrumuseța zona, mai ales că se află la intersecția cu Bulevardul Unirii, aflat și el în reabilitare.